3. Rulăm spre nord, spre oraș, pe autostrada pustiei, iar siluetele zgârie-norilor devin din ce în ce mai vizibile. Cu fiecare kilometru simt că mintea începe oarecum să mi se limpezească, dacă nu din alt motiv, măcar pentru că în scurt timp voi fi acasă. Daniela mă va ajuta să înțeleg ce se întâmplă. Taximetristul oprește mașina vis-a-vis -vis de casa mea, iar eu îi dau restul de bani. Traversez strada cu pași mari și scot din buzunar niște chei care nu sunt ale mele. În timp ce încerc să o găsesc pe cea care intră în ea, realizez că nici ușa nu este a mea. Adică e ușa mea. E strada mea. Pe cutia poștală apare numărul meu. Dar clanța e altfel, lemnul e mult mai elegant, iar balamalele sunt niște chestii de fier cu aer gotic mai potrivite pentru o tavernă medievală. Rotesc cheia în Ușa se deschide spre interior. Ceva e în neregulă. Foarte, foarte neregulă. Pășesc peste prag și intru în sufragerie. Nu miroase acasa mea, nu miroase a nimic decât a praf poate foarte vag, ca și cum nimeni n-ar mai locui aici de ceva vreme. Luminile sunt stinse și nu doar unele dintre ele, toate până la ultima. Închid ușa și băjbăi în întuneric până când dau cu mâna de un întrerupător. O lustră lucrată în stilul unor coarne de cerb aruncă o lumină caldă asupra unei mese din sticlă în stil minimalist, care nu e a mea și asupra unor scaune care nu sunt ale mele. Alo? strig. Casa e teribil de tăcută. Revoltător de tăcută. În casa mea pe polița șemineului din sufragerie stă o fotografie mare cu mine, cu Daniela și cu Charlie la Inspiration Point în Parcul Național Yellowstone. În casa asta pe poliță stă o fotografie în alb și negru cu un contrast puternic a acelui canion. Mai artistic încadrată, dar fără vreo persoană în ea. Mă îndrept spre bucătărie și de îndată ce intru un senzor aprinde luminile ascunse din plafon e o încăpere splendidă, scumpă și lipsită de viață. În casa mea prinsă cu magneți pe ușa albă a frigiderului este o creație din clasa întâi lui Charlie Artă cu macaroane. Zâmbesc de fiecare dată când o văd. În bucătăria asta nu există nici măcar o pată pe corpul din oțel al frigiderului Gageno. Daniela, chiar și glasul meu răsună altfel aici. Charlie, mai puține obiecte, un ecou mai puternic. Intru în camera de zi și văd vechiul meu pickup lângă o combină muzicală de ultimă generație, apoi observ colecția mea de discuri cu jazz așezată în ordine alfabetică în rafturi lucrate pe comandă. Urc scara spre etaj. Holul este întunecat, iar întrerupătorul nu e acolo unde ar trebui să fie, dar nu contează. Sistemul de iluminat funcționează în mare parte pe bază de senzori de mișcare, astfel că deasupra mea clipesc alte becuri ascunse. Asta nu e podeaua mea. E una mai frumoasă cu scândurile mai late și puțin mai rugoase. Întrebaia de pe hol și camera de oaspeți, tripticul cu familia mea la Wisconsin Dells a fost înlocuit cu o schiță reprezentând navii PIR. În cărbune, pe hârtie brută. Semnătura autorului aflat în colțul din dreapta jos îmi atrage privirea. Daniela Vargas. Intru în următoarea cameră de pe stânga. Camera fiului meu numai că nu e aceeași. Nu există aici niciuna dintre lucrările lui suprarealiste. Nici pat, nici posterele manga, nici biroul cu caietele de teme deschise, nici lămpi, lava, nici rucsac, nici haine împrăștiate pe podea. Doar un monitor pe un birou mare acoperit cu col de hârtie și cărți. Mă duc șocat până la capătul holului. Trăgând o ușă glisată din sticlă mată încastrată în perete, intru în dormitorul principal. Luxos, rece și la fel ca toate celelalte din casa asta, nu mi aparține. Pereții sunt decorați cu alte schițe în cărbune pe hârtie, în stilul celei din hol, dar în mijloc tronează o vitrină din sticlă pe un suport din lemn de acacia. Luminile de la baza vitrinei reliefează spectaculos un certificat aflat într-o mapă din piele vătuită, sprijinită de o coloană îmbrăcată în catifea. De un lănțișor subțire prins de coloana atârnă o monedă din aur cu efigia lui Julian Pavia. Pe certificat scrie... Premiul Pavia este decernat lui Jason Ashley Dyson pentru contribuția de excepție la cunoașterea și înțelegerea originii a evoluției și a caracteristicilor universului prin plasarea unui obiect macroscopic în stare de superpoziție cuantică. Mă așez pe marginea patului. Nu mi-e bine. Nu mi-e bine deloc. Casa ar trebui să-mi fie refugiu și liman, un cămin al siguranței și al confortului în care să fiu înconjurat de familie. Dar nici măcar nu este a mea. Stomacul mi se întoarce pe dos. Dau fuga în baia principală, ridic în grabă capacul toaletei și vomit în vasul imaculat. Miosete o sete pârjolitoare. Pornesc robinetul și sorb direct din jetul de apă. Mă stropesc și pe față. Mă duc înapoi în dormitor. Habar n-am unde mi mobilul, dar pe noptieră e un telefon fix. N-am format niciodată numărul de mobil al Danielei și îmi trebuie puțin timp ca să mi-l amintesc, dar în cele din urmă reușesc și-l formez. Telefonul sună de patru ori, apoi răspunde un glas masculin profund și buimac. Alo? Unde-i Daniela? Cred că ați format un număr greșit. Recit numărul Danielei, iar el spune: Da, aici ați sunat, dar numărul este al meu. Cum este posibil? Tipul închide. Formez din nou și de data asta răspunde de la primul țârâit. E ora trei dimineața, numai tot suna, idiotule. La treia încercare intră direct căsuța vocală. Nu las niciun mesaj. Mă ridic de pe pat, mă duc în baie și mă studiez în oglinda de deasupra chiuvetei. Fața mi-e lovită, zgâriată, mânjită de sânge și de noroi. Am nevoie de un ras, ochii mi sunt injectați, dar sunt tot eu. Un val de extenuare mă lovește cu forța unui tren. Genunchii mi cedează, dar reușesc să mă prind de blatul chiuvetei. Apoi, o clipă mai târziu la parter, un zgomot. O ușă care se închide încet, îmi îndrept spatele cu simțurile în alertă din nou. Mă întorc în dormitor, pășesc neauzit până la ușă și mă uit în lungul holului. Aud voci șoptite. Pârâitul unei stații radio portabile. Scârțâitul unui pas pe o treaptă din lemn. Vocile devin mai clare, rezonând între pereții scării și reverberând într-o parte și în alta pe hol. Le văd umbrele deja pe ziduri, precedându-i pe trepte, ca niște fantome. Fac un pas timid dincolo de pragul dormitorului, și din golul scării răsună glasul unui bărbat calm și măsurat: Leighton, Jason, din cinci pași ajung la baia cealaltă de pe hol. Nu vrem să-ți facem niciun rău. Pașii lor se aud acum pe hol, înaintând lent, metodic. Știu că ești confuz și dezorientat. Aș fi vrut să-mi spui asta la laborator. Nu mi-am dat seama cât de dificil trebuie să fie pentru tine. Îmi pare rău că n-am realizat. Închid ușa în urma mea și o încui. Vrem doar să te ducem înapoi ca să nu-ți faci rău nici ție, nici altcuiva. Baia e de două ori mai mare decât a mea cu o cabină de duș îmbrăcată în granit și o măsuță de toaletă dublă cu blatul din marmură. Dincolo de vasul de veceu văd ceea ce căutam. Un raft mare încastrat în perete cu o trapă care închide toboganul spre spălătorie. Jason. Prin ușa băii aud stația radio pârâind. Jason, te rog, vorbește cu mine, răsună glasul din nou. Apoi, pe neașteptate din el se revarsă valuri de frustrare. Ne-am sacrificat toți viețile pentru noaptea asta, Jason. Haide, te rog, e o nebunie ce faci tu. Într-o duminică ploioasă când Charlie avea 9 sau 10 ani, ne-am petrecut o după amiază întreagă, prefăcându-ne că suntem speologi. Îl coboram într-una pe toboganul spre spălătorie, pretinzând că ar fi unei peșteri. Avea chiar și un mic rucsac în spate și un lămpaș improvizat. O lanternă fixată în creștet. Deschid trapa și mă pe raft. Dute în dormitor se aude glasul lui Leicton, urmat de un sunet de pași pe hol. Toboganul spre spălătorie pare îngust, poate prea îngust. Ușa băiei începe să se zgâlțâie, iar clanța e apăsată repetat. Apoi un glas de femeie strigă: Hei, ușa asta e încuiată! Mă uit în golul toboganului întuneric besnă. Ușa băii este suficient de rezistentă pentru ca prima lor tentativă de a o sparge să se soldeze doar cu o crăpătură. Poate că nu o să încap prin chestia asta, îmi spun, dar când ei se izbesc în ușă pentru a doua oară, iar tăblia de lemn zboară din balamale prăbușindu-se pe gresie, îmi dau seama că n-am altă opțiune. Ceilalți se năpustesc în baie, iar în oglindă zăresc fugar reflexia lui Layton Vance și a unuia dintre consultanții de securitate de la laborator, ținând în mână ceea ce pare a fi un teser. Preț de o fracțiune de secundă, privirea mi se încrucișează cu aceea a lui Layton în oglindă, iar în clipa următoare tipul cu taserul se răsucește și ridică arma îmi strâng brațele la piept și mă arunc pe tobogan. Strigătele din baie se estompează deasupra mea și mă prăvălesc în coșul de rufe gol al cărui plastic se frânge. Drept pentru care cad și mă rostogolesc între mașina de spălat și uscător. Pașii lor se aud deja apropiindu-se tropotind pe scară. Un junc de durere îmi străpunge piciorul drept. Mă ridic și mă repet spre ușile din sticlă care dau spre curtea din spate. Sunt încuiate. Pașii sunt tot mai aproape, vocile se aud tot mai tare, iar din stația radio se revarsă instrucțiuni strigate cu furie. Răsucesc cremona, deschid ușile și sprintez de latul unei terase pe care văd un grill mai frumos decât al meu și un bazin cu hidromasaj cum n-am avut niciodată. Cobor treptele spre curte, traversez grădina de trandafiri. Încerc ușa garajului, dar e încuiată. Cu atâta agitație în casă toate luminile din interior s-au aprins. Patru sau cinci oameni i-aleargă probabil prin încăperile de la parter strigând unii la alții și încercând să dea de mine. Un gard înalt de 2 metri și jumătate închide curtea și în clipa în care trag ivărul porții, cineva se năpustește pe terasă strigându-mi numele. Aleia e pustie și nu mai pierd timpul încercând să decid încotro să o iau. Fug și atât. Când ajung la strada următoare mă uit înapoi și văd două siluete apropiindu-se. În depărtare, motorul unei mașini prinde viață, urmat de scrâșnetul pneurilor pe asfalt. Cotesc la stânga și alerg până la prima aleie. Aproape toate curțile sunt protejate de garduri înalte, dar cel de-al cincilea e doar o dantelărie din fier forjat care îmi vine până la talie. Un suv întoarce și accelerează pe aleie continui să alerg spre gardul scund. Cum n-am forța necesară să-l trec dintr-un salt, mă rostogolesc peste vârfurile barelor de metal și mă prăbușesc dincolo de el în curte. Mă târăsc prin iarbă spre un șopron mic de lângă garaja cărui ușă nu are lacăt. O deschid de o palmă și mă strecor înăuntru în vreme ce o siluetă străbate curtea în fugă. Închid ușa de teamă să nu-mi audă nimeni gâfâitul. Nu reușesc să-mi recapăt răsuflarea. În șopron e beznă și duhnește a benzină și a iarbă tăiată. Pieptul îmi tresaltă lipit de a ușii. Picături de sudoare mi se scurg pe bărbie. Îmi scutur o pânză de păianjen de pe față. În întuneric, pipăi pereții de placaj și diverse unelte. O foarfecă de grădinărit, un fierăstrău, o greblă lama unui topor. Desprind toporul de pe perete, îi prind coada de lemn în palmă și încerc tăișul cu degetele. Nu văd nimic, dar nu pare să mai fi fost ascuțit de ani buni. Simt adâncituri mari în metal, iar tăișul aproape că nu mai poate fi numit astfel clipind des printre picurii de sudoare deschid ușa încet. Nu se aude nimic. O mai împing câțiva centimetri până când pot cuprinde curtea cu privirea. E pustie. În acest intermețo de liniște și calm îmi vine în minte briciul lui Ocam. Toate celelalte condiții fiind similare, soluția cea mai simplă este de obicei cea corectă. Dar cum se potrivește principiul acesta cu ideea că am fost drogat și răpit de o organizație experimentală secretă în scopuri de control mental, sau mai știu eu ce? Nu se potrivește deloc. Dacă lucrurile ar sta așa, ar fi trebuit tor să-mi spele creierul ca să mă convingă că ceea ce știam drept casa mea nu e casa mea ori să-mi fi mutat familia și în numai câteva ore să modifice interiorul casei așa încât să nu mai recunosc nimic. Sau... Să fie oare mai plauzibilă ipoteza că am în creier o tumoare care mi-a întors lumea cu susul în jos? Care mi-a crescut neștiut în cap luni sau chiar an la rând, iar acum îmi alterează drastic procesele cognitive și îmi distorsionează percepțiile? Ideea mă copreșește cu forța convingerii. Ce altceva ar fi putut acționa asupra mea cu o rapiditate atât de năucitoare? Ce altceva m-ar fi putut face să-mi pierd simțul identității și al realității în răstim de numai câteva ore contrazicând tot ceea ce credeam că știu? Aștept și aștept și tot aștept. Într-un târziu ies din șopron pe iarbă. Nu se mai aud glasuri, nici pași. Nu se mai văd umbre, nu mai răsună niciun motor de mașină. Noaptea pare din nou solidă și reală. Deja știu un să o apuc. Spitalul Chicago Mercy se află la 10 străzi distanță de casa mea. La ora 4.05 a dimineții intru șchiopătând în camera de gardă scăldată în lumină. Urăsc spitalele. Mi-am văzut mama murind într-unul. Charlie și-a petrecut primele săptămâni de viață la terapie intensivă. Sala de așteptare e aproape goală. În afară de mine mai sunt un muncitor în construcții care își ține brațul la piept într-un bandaj însângerat și trei membri ai unei familii, tatăl ținând în brațe un bebeluș care plânge. Femeia de la biroul de primiri ridică ochii din hârtiile pe care le completează având o privire surprinzător de alertă ținând seama de oră. Cu ce vă pot ajuta? Mă întreabă ea prin ferestruica de plexiglas. Îmi dau seama că nu m-am gândit deloc ce anume să-i spun, cum aș putea să-i explic ce-mi trebuie. Și cum nu-i răspund imediat, mă chestionează mai departe. Ai suferit un accident? Nu. Aveți tăieturi pe față. Nu mă simt bine. În ce sens? Cred că trebuie să vorbesc cu cineva. Sunteți lipsi de adăpost? Nu. Unde vă e familia? Nu știu. Se uită la mine de sus până jos o evaluare profesională rapidă. Numele dumneavoastră, domnule? Jason. O clipă. Se ridică de pe scaun și dispare după un colț. 30 de secunde mai târziu se aude un băzit, iar ușa de lângă biroul ei începe să se deschidă. Asistent am zâmbește. Veniți aici, în spate. Mă conduce într-un salon și spune. Va veni cineva la dumneavoastră imediat. Trage ușa în urma ei, iar eu mă așez pe masa de examinare și închid ochii ca să-i feresc de strălucirea dură a luminii. Niciodată în viața mea n-am fost atât de obosit. Capul îmi cade mă îndrept de spate. Aproape că am adormit în șezut. Apoi ușa se deschide. Un medic tânăr și corpolent intră ținând în mână o fișă. În urma lui vine o altă asistentă cu părul vopsit blond într-un halat albastru care își poartă oboseala de ora patru dimineața ca pe un colier în jurul gâtului. Jason, Mă întreabă doctorul fără a de mâna și fără a-și disimula în vreun fel indiferența de cioclu. În din cap. Numele de familie? Ezit să-l spun, dar pe urmă mă gândesc că de vină poate fi tot tumoarea sau orice altceva a luat o razna în capul meu. Deison. Îl rostesc pe litere ca să-l scrie în ceea ce bănuiesc că e o foaie de internare. Eu sunt Dr. Randolph, medicul de gardă. Ce vă aduce la urgențe în noaptea asta? Cred că s-a întâmplat ceva cu mintea mea, o tumoare sau ceva de genul ăsta. De ce credeți acest lucru? Fiindcă lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. Înțeleg. Puteți fi mai explicit? Õ. Ö... Știu că pare nebunește și vreau să țineți seama că îmi dau seama de asta. El ridică privirea din fișă, iar eu continui. Casa mea nu e casa mea. Nu înțeleg. Exact așa cum am spus. Casa mea nu e casa mea. Familia mea nu mai e acolo. Totul e mult mai frumos. Totul a fost renovat și. Dar este tot la adresa dumneavoastră? Da. Deci spuneți că interiorul este diferit, dar exteriorul e același? Rostește cuvintele de parcă i-ar vorbi unui copil. Da. Jason, cum ai căpătat tăieturile de pe față? Și noroiul de pe haine? M-au urmărit niște oameni. Asta n-ar fi trebuit să o menționez, dar sunt prea obosit ca să-mi mai selectez cuvintele. Probabil că par smintit de-a de Te-a urmărit. Da. Cine te-a urmărit? Nu știu. Dar știi de ce te urmăreau? Fiindcă e complicat. Privirea lui evaluatoare și sceptică e mult mai subtilă și mai versată decât acea a asistentei de la recepție. Cât pe ce să nu observ? Ai luat ceva droguri sau ai băut alcool în noaptea asta? Puțin vin mai devreme și pe urmă whisky, dar asta a fost cu ore în urmă. Scuză-mă că întreb încă o dată, am avut o tură foarte lungă, dar de ce crezi că s-a întâmplat ceva cu mintea ta? că ultimele opt ore din viața mea n-au niciun sens. Totul pare real, deși e imposibil să fie așa. Ai suferit recent vreo lovitură la cap? Nu, adică cred că m-a lovit cineva în ceafă. Mă doare când mă ating. Cine te-a lovit? Nu sunt sigur. Acum nu mai sunt sigur de nimic. Bun. Obișnuiești să iei droguri? Sau ai luat în trecut? Fumezi iarbă de vreo două ori pe an, dar nu și în ultima vreme. Medicul se întoarce spre asistentă. O să o rog pe Barbara să ia sânge. Apoi pune fișa pe masă și scoate o lanternă mică din buzunarul de la piept al halatului îmi dai voie să te examinez? Sigur. Se apropie până când între fețele noastre mai rămâne doar o palmă suficient cât să-i simt mirosul de cafea stătut al răsuflării și să văd o tăietură recentă a lamei de ras pe bărbie. Îmi infige fascicolul lanternei în ochiul drept. Pentru o clipă nu văd decât un punct incandescent în centrul câmpului vizual, care timp de o fracțiune de secundă aneantizează tot restul lumii. Jason, îți vine cumva să-ți faci rău singur? Nu am tendințe suicidale. Lumina mi se înfige acum în ochiul stâng. Ai fost internat vreodată la psihiatrie? Nu. Îmi ia încheietura între degetele reci și măsoară pulsul. Cu ce te ocupi în viața de zi cu zi? Sunt profesor la colegiul Lakemont. Căsătorit? Da. Întind mâna instinctiv să-mi pipăi verigheta. Nu mai am. Dumnezeule! Asistenta începe să-mi ruleze mâneca stânga a cămășii. Care e numele soției? Daniela. Vă înțelegeți bine? Da. Și nu crezi că se întreabă acum unde ești? Poate că ar trebui să o sunăm. Am încercat eu. Când? Acum o oră de la mine de acasă. Și a răspuns altcineva. Mi-a zis că am greșit numărul. Poate că ai format greșit. Știu bine numărul de telefon al soției mele. Teamă de înțepături, domnule Deison mă întreabă asistenta. Nu. Dr. Randolph, priviți aici, spune ea în vreme ce îmi sterilizează pliul cotului. Apoi îi arată urma de ac din urmă cu câteva ore când Leighton mi-a luat sânge. De când aveți asta, mă întreabă el. Nu știu. Cred că e mai bine să nu pomenesc nimic de laboratorul din care am fugit. Vă amintiți să vă fi înțepat cineva în braț? Nu. Medicul îi face semn asistentei să continue, iar ea mă avertizează. O să simțiți o mică ciupitură. Aveți telefonul mobil la dumneavoastră? Mă întreabă Randolph. Nu știu unde e. Spuneți-mi încă o dată numele soției, îmi cere el, apoi ia fișa de pe masă. Și numărul ei de mobil. Vom încerca noi să o contactăm. Recit numele Danielei, numărul ei de mobil și acel al telefonului de acasă în timp ce sângele mi se scurge într-o eprubetă de plastic. O să-mi faceți o tomografie la cap? întreba apoi. Ca să vedeți ce se petrece categoric. Sunt condus într-un salon privat de la etajul al optulea. Mă spăl pe față, în baie îmi scot pantofii și mă întind în pat. Somnul își cere drepturile, dar fizicianul din mine nu acceptă să lase garda jos. Nu pot să-mi stăpânesc gândurile. Să formulez ipoteze și apoi să le desfințez. Să încerc să găsesc o logică în tot ce s-a întâmplat. În momentul ăsta nu am cum să știu ce e real și ce nu. Nici măcar nu sunt sigur că am fost vreodată însurat. Ba nu, stai! Ridic mâna stângă și îmi studiez inelarul. Verigheta a dispărut, dar dovada existenței ei a rămas la baza degetului sub forma unei vagi adâncituri. A fost acolo. A lăsat o urmă. Asta înseamnă că cineva a luat-o. Pipă-i resimțind concomitent atât oroarea cât și mângâierea a ceea ce simbolizează de fapt. E ultimul vestigiu al realității mele. Mă întreb... Ce se va întâmpla când și această din urmă reminiscență a căzniciei mele va dispărea? Când nu voi mai avea nicio ancoră. În timp ce nuanțele cerului virează lent spre zorii zilei, cu un purpuriu noros și lipsit de speranță, mă las pradă somnului.